De ce e important să știi să citești o balanță? Nu neapărat pentru a-ți verifica contabilul, deși și asta e o idee bună. Dar este important să știi să citești o balanță, în primul rând, pentru că răspunzi pentru ea. Toată răspunderea pentru cifrele care sunt în bilanț și în balanță este a administratorului. Nu știu dacă ai văzut, dar atunci când la finalul anului se face bilanțul, tu dai o declarație pe propria răspundere unde că spui ți că ți-asumi responsabilitatea pentru tot ce-ai declarat acolo. Doar și din cauza asta ar fi o idee bună să știi cam pentru ce ai fi răspunzător și care sunt cifrele pe care le declar la finalul anului și ce reprezintă toate hârtiile alea pe care ți le trimite contabilul să le semnezi. Un alt motiv ar fi că cu cât ai mai multe date despre compania ta, despre contabilitate, chiar dacă consideri cu contabilitatea e doar acolo pe hârtie și tu ții cifrele sau bugetul de venituri și cheltuieli în altă parte într-un Excel, ceea ce fac și eu, Chiar dacă am contactate la zi, eu uh, am contabilitatea mea să o numesc așa buget de venituri și cheltuieli pe cash flow. Chiar dacă avem bugetul de venituri și cheltuieli pe cash flow, este bine să vezi cum stai și în acte. E foarte important să vezi discrepanța dintre cash flow și scriptic. Pentru că atunci vei înțelege mai multe lucruri, pentru că îți vor da o nouă perspectivă și, într-un fel în care nu pot eu să-ți explic aici, te vor ajuta să iei decizii de business. Este ceva ce trebuie să trăiești pe propria piele ca să, ca să înțelegi. Și, nu în ultimul rând, când vei ști să citești o balanță, o să te simți un pic mai bine, un pic mai. Uh nu așa departe de tot ce înseamnă contabilitatea asta, o să o înțelegi mai bine și o să înțelegi de ce trebuie să-i acorzi importanță. Clienții care mi-au cerut să le explic cum se citește o balanță, la final au fost mai liniștiți, mai fericiți și s-au simțit un pic mai deșteți, nu că au învățat ceva și chiar au pus cifrele alea pe care le-au citit în balanță în contextul afacerilor și e ca și cum li se aprinde așa un bec deasupra capului. Aș putea să vorbesc video ăsta numai despre importanța balanței, dar aș vrea să trecem efectiv la balanță și să vă explic cum se citește ea și o să vedeți că e simplu. Adică video ăsta nu e pentru contabil, este pentru antreprenori și o să folosesc cele mai simple cuvinte și cele mai simple noțiuni care probabil nu au nicio legătură cu noțiunile pe care le folosim noi ca și contabili, astfel încât să pricepeți și să învățați numai ce aveți nevoie din balanța aia. Haideți să vedem! Și cam așa arată o balanță. De obicei, are câteva pagini, una, două pagini. Aceasta este o balanță sintetică. O să auziți acești termeni balanță sintetică, balanță analitică. Ce înseamnă balanță sintetică? În balanță sunt prezentate mai puține informații, într-o formă mai concisă, decât într-o balanță analitică. Dintr-o balanță analitică o să vedeți mai multe amănunte decât dintr-o balanță sintetică. Aceasta este o balanță mai scurtă, adică sintetică. Aici unde vedeți blurat cu negru, aici o să fie datele firmei voastre, aici unde vedeți datele, balanța se întormește întotdeauna pe o lună, de la ale lunii până la ultima zi a lunii respective, deci balanța este lunară. Iar aici, în interiorul balanței, unde vedeți toate cifrele astea care vă confuzează pe voi și o să vedeți că nu aveți de ce să fiți confuzați. Aici avem cuprinsul balanței. Ca să vă fie mai ușor, gândiți-vă la balanța asta ca și cum e pe capitole. Ca la o carte, da? Capitolul 1, clasa 1, capitolul 2, capitolul 3 și tot așa. Fiecare capitol din acesta spune câte o poveste despre firma voastră. Cu cât citiți, știți să citeți mai multe capitole din balanța asta, cu atât aflați întreaga poveste și bineînțeles capitolele astea au legătură între ele, exact ca la o carte. Și noi o să luăm fiecare capitol și o să vedem ce poveste spune el, ce ne spune el despre firma voastră. Haideți să începem cu capul de tabel. Ce trebuie să știți voi în calitate de începători cititori a unei balanțe? Ar trebui să vă focusați la început doar pe două coloane din, acest, din această balanță. Denumirea contului, indiferent dacă voi nu știți conturile contabile care sunt aici la cont, 1012, 1061, 1171 și așa mai departe, chiar dacă voi nu știți astea, nici nu trebuie să știți aceste conturi. Voi trebuie să citiți informația care este aici, pe care poate să o înțeleagă toată lumea, da? Capital, subscris, vărsat, rezerve legale, rezultatul reportat. În afară de denumirea contului, care e în română și o poate înțelege oricine, vă uitați aici la solduri finale. La solduri finale ignorați informația debitor-creditor, că nu vă interesează ce înseamnă chestia asta și vă uitați ori pe coloana din stânga ori pe coloana din dreapta unde găsiți sume. Și practic, citiți capital subscris vărsat 200 de lei. Rezervă legală 40 de lei. Și tot așa, de, de exemplu, dacă ar fi să luăm aici unde este în partea cealaltă suma, avem mijloace de transport 243.974,50. Și acum, într-un fel foarte simplu, puteți citi o mare parte din informația acestei balanțe, practic o mare parte din ce contează în balanța asta, și anume ce aveți înscris în balanță, capital să scris rezerve, profit și pierdere, alte împrumuturi, mijloace de transport. Bine, unele nu o să le înțelegeți, de exemplu, cum este alte împrumuturi și datoria asimilate, ce-o fi aici, o să ajungem și acolo. Dar în mare parte din aceste lucruri, furnizori, clienți, le înțelegeți și voi fără să vi le explice nimeni. De exemplu, aici avem TVA de plată, 82.388. Deci unde vedeți sumă, acolo citiți fără să țineți cont că îi scrie debit credit. Și așa, prima informație este foarte ușor de citit. Cum am zis, aici puteți să vedeți că această firmă la data respectivă avea TVA de plată 82.388 sau impozit pe venit de plată 8122. Al lucru care este important de înțeles chiar de la început este că această balanță reprezintă o poză, o situație la data balanței. De exemplu, contabilul vă dă balanța asta pe 15, pe 20 ale lunii, când termine el de prelucrat luna. Lunile se prelucrează tot timpul în urmă. Contabilitatea nu se prelucrează în timp real. De exemplu, cum am fi acum, în decembrie când filmez eu video acesta, noi prelucăm contabilitatea lunii noiembrie. Contabilul, pe 20 decembrie să zic, chiar înainte de vacanță, o să vă dea o balanță pe noiembrie. Voi când vă uitați în balanța pe noiembrie, unele lucruri, unele informații, de exemplu TVA-ul de plată sau altceva, o să vi se pară că nu se potrivește cu situația pe care o știți voi. De ce? Pentru că voi vă uitați la o imagine în trecut, o imagine a situației firmei cum era ea la 30 noiembrie. Tot timpul când citiți o balanță, trebuie să vă amintiți lucrul ăsta, pentru că sunt foarte multe confuzii în practică. Foarte mulți clienți care citesc pentru prima dată, a doua a, a cincea oară o balanță, spun, păi eu de ce am bani niște în bancă? Că eu acum mă uit în cont, de exemplu, în aici la contul la casă sau la bancă și ei spun, dar de ce e suma asta? Că eu mă uit în cont și am altă sumă. Păi da, pentru că suma asta din bancă, unde scrie aici conturi la bănci în lei, este la data asta de aici. Asta e ceva foarte important de ținut minte ca să nu vă confuzați, ca să înțelegeți de ce sumele astea diferă de realitatea pe care o vedeți voi pe teren în momentul ăla și ca să nu aveți impresia că nu știți voi să citiți. Bun, să ne întoarcem la capitolul 1 al acestei balanțe și ce poveste ne spune ea acum că știm să citim informațiile, toate chestiile astea, sume precedente, rulaje perioade, sume totale, momentan, ca începători, nu vă interesează. O să intru în, în ce înseamnă aceste sume la finalul videoului. Deci citim doar ce am spus. Capital subscris vărsat, 200 de lei. Asta înseamnă că această firmă are un capital social de 200 de lei. Dar ce înseamnă capital social? Iarăși, pentru absolut începătorii în ale antepenoriatului, putem spune că acest capital social este suma pe care legea vă obligă să o puneți în firmă la început. Bineînțeles, capital social este total altceva, are legătură cu valoarea părților sociale, are și o componentă fiscală, dar nu intrăm în amănuntele astea. Ce trebuie voi să știți este că legea vă obligă să aveți un capital social la începutul firmei. Recent s-a modificat legea și acum puteți să aveți capital social chiar și un leu. Eu nu vă sfătuiesc să mergeți în direcția respectivă. Înainte, capitalul social era obligatoriu de 200 de lei, majoritatea firmelor au capital social de 200 de lei, majoritatea oamenilor în continuare pun capital social de 200 de lei la firme, eu așa recomand, dar puteți să puneți și un leu dacă doriți, dar nu, putea, nu poate fi zero. Apoi, mai departe, rezerve legale, 40 de lei. Rezer ce reprezintă rezervele astea legale? Este o sumă pe care legea vă obligă să o constituiți din profit. Deci, în primul an când faceți profit, aveți obligația să constituiți această rezervă legală în valoare de 20% din capitalul social. Asta este o chestie pe care o știe contabilul. El când vede profit în primul an, trebuie să vă constituie suma asta și să apară în balanță. Fiind așa o sumă mică, nu vă afectează. Ok, nu puteți să luați suma asta ca și dividende, dar nu vă afectează efectiv. Doar să știți că atunci când vedeți rezerve legale, înseamnă că contabilul și-a făcut treaba, constitu... înseamnă că voi ați avut profit în primul rând, că dacă aveți pierdere nu se poate constitui această rezervă legală doar din profit, înseamnă că sunteți în regulă că contabilul va constitui lucrul acesta. Când vedeți în balanță această informație, rezultatul reportat. Din start, când vedeți rezultat reportat, care este un fel contabilicesc de a spune uh, profitul anilor anteriori, că așa și scrie aici, profitul nerepr, nerepartizat, asta înseamnă, sau pierderea neacoperită. Din start înseamnă că firma asta nu s-a înființat în anul în care vă uitați voi la balanța asta. Înseamnă că a avut profit din urmă, dacă a avut profit din urmă, înseamnă că a funcționat și în anii anteriori. Și faptul că e zero aici și pe dreapta și pe stânga, înseamnă că Omul ăsta și-a repartizat profitul sau și-a acoperit pierderea din anii anteriori. Înseamnă că el nu mai are nimic de repartizat, pur și simplu. Să spunem că în anul, dacă balanța s-ar fi la 2022, în anul anterior, anterior, în 2021, înseamnă că el a avut un profit și, și l-a și repartizat. O, un profit sau o pierdere. Dar fiind zero aici, informația asta ne spune nou, că el nu mai are nimic de repartizat în când mă uit eu la balanța asta. Profit și pierdere. Ăsta este anul vostru curent. Când vă uitați la profit și pierdere aici, mă o să sta face figuri, trebuie să-mi iau altul. Când vă uitați la contul de profit și pierdere, aici și vă uitați la suma 956.634. Firma asta, la data acestei balanțe, are un profit de 956.634.03. Profitul acesta este pe tot anul, nu reprezintă profitul din luna respectivă. Reprezintă profitul cumulat. Și toate aceste informații sunt cumulate de la începutul uh, anului până la data balanței, iar unele informații sunt cumulate de la începutul activității, dar iarăși o informație un pic prea în amănunt pentru un începător. Și atunci ceea ce trebuie să știți voi este doar că profitul, strict pe această linie de profit, este profitul anual. Așa se calculează tot timpul cumulat. Se adună, nu se calculează pe lună. Deci firma asta produce relativ bine, are acest profit până la data de 31 decembrie a anului respectiv, la care citim uh, balanța. Alte împrumuturi și datorii asimilate. Aici, în contul ăsta, înregistrăm, în general, împrumuturile de toate felurile pe care le luăm, de la bănci, de la leasing-uri, pe termen lung. Ce înseamnă termen lung? În limbaj contabilicesc, termen lung înseamnă mai mult de un an. Deci dacă am luat un împrumut care se întinde pe perioadă de mai mult de un an, atunci o înregistrăm aici, în acest capitol de clasa 1. În general, dacă vedeți alte împrumuturi asimilate, în general aici 99% din cazuri sunt înregistrate uh, leasing-urile. Puteți să vă faceți o educated guest, cum se spune, chiar și fără să vedeți alte documente, că persoana asta are un leasing. Bineînțeles, corelați informația asta și cu alte informații în alte capitole. Puteți să coroborați să vedeți dacă aveți dreptate. Dacă ar fi să ne raportăm la capitolul 1 al acestei balanțe, ce poveste ne spune el? Ne spune despre ce profitare firma asta, dacă are împrumuturi, ce capital social are. Din capitalul social, în general, ne dăm seama, firma are capital social mai mare, în general, este o firmă mai serioasă, cel puțin așa este percepută. Eu nu sunt de acord cu această interpretare că dacă cineva are capital social de un leu, înseamnă că nu e o firmă serioasă, până la urmă legea îți permite să faci asta sau de 200 de lei. Eu am văzut multe situații în care firmele sunt tratate ca niște vehicule de fiscalizare și nu neapărat ca niște, eu știu, aseturi Există și oamenii aceia din generația asta de 40-50 de ani care au o firmă de 10 ani, care majorează capitalul social din profit, care fac investiții, dar la clienții cu care lucrez eu nu prea există această mentalitate și eu nu văd neapărat un lucru rău și eu îmi tratez firmele ca niște simple vehicule, nu văd motivul de a investi ți fac investiții în, eu știu, calculatoare, în imprimante, în, în softuri care să mă ajute, dar nu fac investiții în capital social, măresc capitalul social, doar de dragul de a avea o imagine. Asta este percepția și părerea mea personală și de aceea vă spun că, în general, până, cel puțin până acum te uitai la o firmă, ce, mamă, ce capital social are și dacă avea 1.000 de lei, 2.000 de lei, 500 de mii de lei, era o firmă serioasă, acolo cu investiții, o firmă solidă și ana se uită la fel dacă ai capital social mare se uită la o firmă ca și cum ar fi established on the market, ca și cum e serioasă, nu vrea să închidă la primul hop, nu vrea să fugă cu primii bani. Dar este, în opinia mea, doar o preconcepție. Mă rog, aici intrăm în alte amănunte. Deci, capitolul 1 din povestea asta pe care o spunem noi astăzi, ne spune despre firmă ce profitare, dacă a avut profit anterior în anii trecuți și dacă l-a repartizat sau dacă a avut pierdere, și dacă are leasinguri sau alte împrumuturi pe termen lung, de ce ne ajută asta? Ne ajută să ne facem o idee dacă firma este îndatorată sau dacă nu are datorii. Dacă este îndatorată, înseamnă că da, are un profit foarte bun, dar are și datorii. Și bineînțeles putem compara. Ok, are datorii de 180.000, dar are profit de 900.000 de stă relativ bine, deci nu s-a îndatorat peste gradul de îndatorare, nu știu, acceptat, să spunem, că nu e bine să te îndatorezi mai mult decât poți duce, decât poți acoperi. E bine să nu folosești banii tăi proprii și să iei împrumut de la bancă, mai ales dacă dobânzile sunt mici, dar nu e bine să te îndatorezi dacă ți se întâmplă ceva, ar fi bine să poți să pui banii aia cel puțin de două ori imediat, iar firma asta stă foarte bine, poate să facă asta. Ok, trecem la capitolul 2 din povestea noastră de astăzi, capitolul 2 care este clasa 2. Aici avem în general mijloacele fixe. Ce înseamnă mijloace fixe? Înseamnă acele bunuri pe care le-am cumpărat pe firmă, care au o valoare mai mare de 2500 de lei. De ce 2500 de lei? Pentru că aceasta este valoarea dată de lege. Se spune că această valoare se tot discută de ceva vreme, că această valoare să fie crescută, pentru că nu mai este realistă. 2500 de lei costă acum și cel mai ieftin laptop sau orice. În general, aici ar trebui să fie lucrurile de valoare, cum ar fi, de exemplu, cum vedeți aici, mijloace de transport. Alte utilaje pe care le folosiți, Aparatura, mobilă, ar trebui să fie aici lucrurile care costă considerabil. De ce? Pentru că aceste lucruri trebuie amortizate. Vorbim imediat despre ce înseamnă amortizare. Deci, dacă cumpărați ceva peste această valoare de 2500 de lei, legea ne obligă să încadrăm aici, la mijloace fixe, acele bunuri. Dar 2500 de lei nu mai este chiar realist în contextul în care ne aflăm în 2022, și atunci această valoare va fi mărită. Deci, să fiți cu ochii pe legislație. Și, dacă e să ne uităm ce are firma asta cumpărat ca mijloace fixe, în primul rând avem mijloace de transport. Mijloace de transport 243-974. Din balanță nu ne dăm seama dacă vorbim de o mașină, de două, nu ne dăm seama. Bineînțeles ne dăm seama dacă corelăm cu această informație de aici, de la alte împrumuturi datorii asimilate. Noi am presupus că e un leasing, vedem și mijloace de transport, ne confirmă bănuiala că ar fi un leasing și ne uităm la suma asta 243, ne uităm cam cât mai are de plătit și putem să ne facem o idee așa că ar fi cam o mașină. Nu două. Bineînțeles, avem și alte lucruri în spate care ne ajută să citim mai bine o balanță, fișa mijloacelor fixe, alte rapoarte contabile, dar din balanță ne putem da seama cu aproximație, destul de sigur, că aici vorbim de o mașină. Deci, această persoană și-a cumpărat o mașină relativ scumpă pe firmă cu un leasing. Deja știm foarte multe despre această firmă, aș spune eu, doar din aceste cifre din balanță și ignorând toată partea asta complicată de la mijlocul balanței, citind doar această coloană și doar informațiile de aici și fără să știm ce înseamnă debit, credit și alte lucruri de genul ăsta, deja știm foarte multe despre această firmă, mi se pare mie. Lăsați-mi în comentarii dacă și vouă vi se pare că explic destul de simplu și destul de pe sub vostru, pentru că vreau să fie acest video, adică ideea acestui video era să fie ceva super simplu, fără să intru în lucruri contabilicești pe care nu le-ar înțelege cineva care nu s-a mai confruntat. Ce mai are persoana asta cumpărat pe firmă? Mobilier, aparatură, birotică și alte active corporale. Aici ce se înregistrează? Se înregistrează exact cum scrie, mobilierul și aparatura. Aici avem calculatoare, putem avea camere video în funcție de obiectul de activitate al firmei. Deci corelăm uh, și cu chestia asta, și cu informația asta în momentul când ne uităm într-o balanță. Și alte active corporale. Al, alte active corporale înseamnă ce nu regăsim în alte conturi, punem aici pe contul ăsta. 47.581. Aici vă spun din propria experiență că aici sunt multe obiecte înregistrate, pentru că aici un, un uh, laptop să coste 2.500 de lei, 3.000 de lei, 5.000 de lei și noi avem aici o sumă de 47.581. Deci probabil sunt multe lucruri înregistrate aici. Și cam atât are persoana aceasta cumpărată pe firmă. După aceea trecem la amortizare. Amortizarea se înregistrează tot aici. Legea ne spune că orice bun care valorează mai mult de 2500 de lei și se folosește pe o perioadă mai mare de un an, că sunt mai multe condiții acolo la mijloace fixe, aveți obligația amortizării. Adică bunul respectiv nu intră pe cheltuială, nu se înregistrează ca și cheltuială în luna respectivă. De ce? Pentru că costă foarte mult. Gândiți-vă la mijlocul ăsta fix, la mijlocul, mijlocul ăsta de transport. Ce s-ar fi întâmplat că persoana asta care a făcut nou 15-634 de lei profit ar fi trântit mașina asta de 243.974 de ieri pe cheltuială. Ce înseamnă că o pune pe cheltuială? Înseamnă că se scade din profit. Profitul sunt banii care ne rămân, da? Se calculează ca diferență dintre tot ce facturăm către client și toate cheltuielile pe care le facem. Ce s-ar fi întâmplat când din 956.000 de, de lei ar fi scăsut 243.000? Păi aici, în loc să am 956.000, ar fi reprezentat în balanță o un profit de cât? 7? Cam 700.000 de, de lei? Deci cam ăsta ar fi fost profitul firmei reprezentat aici, mult mai mic, dacă noi nu am fi înregistrat pe mijloace fixe și nu am fi amortizat, nu am fi ținut o evidență specială a acestor bunuri care costă foarte mult. Pentru că mașina asta o folosiți, nu știu, de-a lungul a trei ani, 4 ani, 5 ani, poate chiar și mai mult. Eu, de exemplu, mașina mea are deja, cred că, 20 de ani de când o folosesc. Ceea ce spune legea este că mașina asta se amortizează sau, dacă e să folosim alt cuvânt, se folosește un timp foarte îndelungat. Deci nu ar fi corect să afectăm profitul acestui an cu această cheltuială, pentru că eu, de fapt, folosesc mașina asta timp de 20 de ani și atunci o să-mi scad din profitul anului curent doar o particică de cheltuială, doar părticica de cheltuială care corespunde perioadei de folosință din anul respectiv. Deci o folosesc în anul respectiv, să spunem 12 luni, să presupunem că a cumpărat-o la începutul anului, ca să fie simplu. O folosesc 12 luni, deci doar partea aia o scad din profitul anului respectiv. Pentru că altfel, dacă cumpăr și fac investiții foarte mari într-un an, aș reprezenta în balanță un profit sau chiar o pierdere, un profit foarte mic sau chiar o pierdere și nu ar fi realist. Aici există o și o confuzie între cash flow, adică încasări minus plăți. Cash flow-ul reprezintă banii pe care îi are cineva în firmă. Și este o confuzie între diferența între cash flow și profit. Faptul că ați dat niște bani, ați plătit niște bani din firmă, nu înseamnă că se scad din profit. Și aici e confuzia asta, cu eu nu mai am banii, dar de ce am profitul înregistrat. Profitul se calculează ca diferență între tot ce facturezi și toate cheltuielile, toate facturile de cheltuieli pe care ți le dau furnizorii tăi, indiferent dacă le-ai plătit sau nu, și facturile de vânzări se contabilizează la profit, indiferent dacă le-ai încasat sau nu. Iar cash flow sau ce bani avem în firmă, reprezintă efectiv ce am încasat minus efectiv ce am plătit. Deci aici, în conturile de amortizare, registrăm noi amortizarea calculată ca total valoare cât am dat noi pe bunul respectiv împărțit la un număr de ani pe care îl luăm tot din lege. Legea ne spune pentru fiecare obiect ce, câți ani consideră legea că ar trebui să folosim bunul respectiv. De exemplu, la mașină e 4 ani sau e între 3 și 5 ani sau ceva de genul acesta, nu le știu pe din afară, e un catalog foarte minuțios, vă uitați acolo în catalogul respectiv și legea spune, între 3 și 5 ani, voi să zicem că vă alegeți 4. Împărțiți valoarea asta la 4 ani, după aia împărțiți la lunile respective și aia reprezintă cheltuiala voastră lunară și aia se registrează în aceste conturi de amortizare. Diferența dintre cât ați da voi pe bunurile astea și total amortizarea asta, adică dacă este să luăm diferența între 291 de aici, care prezintă sumele astea adunate și 155 cât am pus pe amortizare, diferența dintre astea două reprezintă valoarea bunurilor rămase neamortizate, adică valoarea bunurilor dacă le ați vinde astăzi în accepțiunea statului, pentru că voi s-ar să luați mai mult dacă ar fi să vindeți bunurile respective, s-ar putea să luați mai mult pe ele, ceea ce numim noi valoare de piață, decât spune statul că ar trebui să luați pe ele, ceea ce numim valoare contabilă. Dar deja simt că iar sunt prea multe informații. Haideți să trecem la capitolul 3. Aici, de obicei, înregistrăm stocurile. Și când vorbim de stocuri, vorbim de acele bunuri, cum ar fi obiectele de inventar. Obiectele astea de inventar nu s-au calificat la funcția de mijloace fixe, Probabil ele se folosesc pe perioadă mai mică de un an și costă mai puțin de 2500 de lei. Și atunci le înregistrăm aici la mijloace fixe. Firma asta nu are, pentru că nu e obiectul ei de activitate, dar probabil că dacă a fi fost alt obiect de activitate, aici am fi înregistrat. Stocurile, adică marfa, putem să avem materii prime aici înregistrate, depinde de obiectul de activitate. Și le-am găsit tot aici cu aceste denumiri, tot aici la total clasa 3. Capitolul 4, cu conturile de clasa 4, aici înregistrăm datoriile și creanțele. Datoriile, înțelege toată lumea ce înseamnă, înseamnă acele sume pe care trebuie să le plătim, fie că vorbim că trebuie să le plătim la furnizori, fie că vorbim că trebuie să le plătim personalului, adică salariaților noștri, fie că vorbim că trebuie să le plătim la stat, cum ar fi aceste impozite. Aici înregistrăm datoriile de toate feluri, la stat, la salariați, la furnizori. Dar înregistrăm și creanțele. Ce înseamnă creanțe? Creanțele sunt acele sume pe care noi le avem de încasat. La fel, fie că vorbim că le încasăm de la clienți, suma de aici, fie că vorbim că avem de încasat de la stat, în momentul în care am avea TVA de recuperat și dacă ar fi aici o sumă, ar însemna că avem de încasat creanțe de la stat, fie că, eu știu, avem Alții debitori de la care avem de încasat bani, creanțele reprezintă acele sume pe care noi, ca firmă, le avem de încasat. Haideți să luăm fiecare sumă să vedem ce înseamnă. Furnizori, cum am spus, înțelege toată lumea, 11.781. Ce înseamnă acest lucru? Că această firmă are, în momentul în care citim balanța, Furnizor de plată, datorii la furnizor de 11.781. Din această balanță, pentru că nu este analitică, nu putem să vedem exact furnizorii, dar dacă ar fi o balanță analitică, aici am avea mai multe conturi înșirate 401.010203 cu numele fiecărui furnizor și aici am avea suma pentru fiecare furnizor. Balanța sintetică fiind o, o balanță mai restrânsă, cu informații mai puține mai sintetice, mai compilate, de aici și spune balanță sintetică, ne arată doar suma totală pe care o avem de plată la furnizori. După aceea, clienții, 551 de, mii de lei, avem de încasat de la clienți această sumă de aici. La fel, dacă am avea o balanță mai analitică, am avea numele fiecărui client și cu suma fiecărui client aici de desubt, toate însumând 551-576,88. Personal, dat, salarii datorate. Foarte clar și aici, în română, reprezintă salariile, netul pe care îl datorăm salariaților la data balanței. Deci aici vedem netul, suma netă de plată, suma pe care ei trebuie să o ia în mână de la noi, pe care trebuie să o plătim noi ca și salariu. Tot așa, cumulată. Din balanță nu vedem salariile pe fiecare om în parte, pentru asta ne trebuie statul de plată. Următoarele conturi sunt contribuțiile aferente salariilor pe care noi ar trebui să le plătim la stat. Asigurări sociale de sănătate, asigurări sociale, adică aici ar fi CSU, pensia, asigurări sociale de sănătate, aici am avea sănătatea, contribuția asigurătorie de muncă este acea, acel impozit pe care firma îl plătește atunci când ai salariați. Care nu se reține din salariu, ci asta e o contribuție pe care o plătește firma, în plus față de ceea ce se reține din salariul omului. Toate aceste sume de aici, 588, 235, 49, reprezintă sumele de plată la data balanței. Aici, iarăși, intervine o întrebare. Pentru că de obicei, eu trimit, sau mă, contabilul vostru vă trimite impozitele pe salarii să le plătiți la începutul lunii cu termen de o 25 luna respectivă în care vi le trimite. Adică, pentru, cum mai fi acum pentru noiembrie, pentru stat de plată pe noiembrie, trebuie să plătiți până pe 25 decembrie. De fapt, să plătiți până pe 21 decembrie, pentru că decembrie e o lună mai specială în care se devansează toate obligațiile, atât declarațiile cât și plățile se fac până pe 21, până pe 25, din cauza sărbătorilor de iarnă. Dar, în mod normal, plătiți impozitele până pe 25 ale lunii următoare. Și voi plătiți aceste impozite pe când vi le trimite? Pe 10, pe 15, pe, pe 2, pe 3, când vi le trimite la plată. Și după aceea a balanța cu aceste impozite de plată în balanță. Și este tot timpul o întrebare, dar de ce apar alea de plată că eu le-am plătit? Iarăși trebuie să vă amintiți că voi citiți această balanță la data de 30 ale lunii trecute. De aceea este o discrepanță între ce se întâmplă în momentul real, în timp, versus această poză din trecut a activității firmei la ce vă ajută aceste sume de aici? Vă ajută să vedeți că contabilul v-a trimis sumele corecte la plată sau că nu există datorii din urmă. Dacă aici ar fi sume mai mari, v-ar ajuta să vedeți datoriile din urmă. Dacă comparați sumele pe care le-a trimis contabilul cu ce sume aveți aici și sumele de aici din balanță sunt mai mari, înseamnă că aveți datorii din urmă și tot așa. Mai departe, impostul pe venit. Acesta este impostul pe venitul micro-întreprinderilor, pentru probabil majoritatea din voi sunteți plătitor de impozit pe venit, un micro, sau dacă ați fi impozit pe profit, aici ar, ar scrie impozit pe profit. Ar fi aici al cont, în loc de 8 ar fi 1, deci în loc să fie 4, 4, 1. 8 ar fi 4, 4, 1, 1. De aceea, și spun, nu vă concentrați pe aceste conturi. Probabil, după ce o să citiți de 10, 20 de euro balanță, conturile astea o să vă sară automat în ochi și o să le rețineți involuntar, dar nu vă chinuiți să le rețineți, că nu are niciun sens. Voi vă concentrați pe informația asta de aici, scrisă în română, și pe soldurile de aici. Deci, această firmă are de plată la data respectivă, impozitul pe venit 8122. Probabil la data la care citește această balanță l-a și plătit. TVA-ul de plată 82.388, la fel. De ce apar conturile acestea pe zero aici? Nu știu dacă are sens să intrăm în amănunte. În momentul în care se înregistrează tva în contabilitate, acesta nu se înregistrează doar de recuperat și de plată sau mă rog, nu doar deductibil și de plată, ca așa știți voi, un TVA e deductibil sau un TVA e de plată. Deci nu se registrează doar direct de plată și TVA deductibil. Acesta trece prin mai multe conturi. TVA-ul este deductibil sau colectat sau neexigibil și devine, după ce se fac niște calcule, devine de plată sau de recuperat de la stat. De aceea apar toate aceste conturi în balanță, pentru că contabilul este obligat să le folosească. Dar, în final, ce vă interesează pe voi este dacă aveți TVA de plată sau de recuperat de la stat. Astea două conturi o să fie cu sold, să numim așa. Puteți avea sold și la TVA neexigibil, de exemplu, cum are această firmă aici. 84.471. TVA ul este acel TVA care încă nu a ajuns la scadență, adică încă nu îl aveți de plată sau încă nu aveți dreptul să îl deduceți. Acest lucru se întâmplă atunci când sunteți plătitorii de TVA la încasare. TVA-ul la încasare, cred că l-am explicat într-un video recent, chiar făcut anul ăsta, vreau aici foarte pe scurt, TVA-ul la încasare este avantajos de aplicat pentru cei care nu încasează. Scriu facturile și nu încasează banii la timp, încasează după foarte mult timp și atunci, ca să nu plătească TVA-ul din buzunarul lor, din niște bani care nu au intrat încă de la client, aplică pentru acest regim de TVA la încasare și își amână plata la stat până în momentul când clientul îi plătește banii. Este un regim de TVA pentru care se poate opta, nu e nicio problemă. Dar este benefic doar pentru cei care nu încasează sumele imediat. De exemplu, eu încasez în fiecare lună de la clienții mei, nu aș avea de ce să aplic pentru acest sistem, pentru că scriu factura și încasez imediat. Chiar am niște clienții pe partea asta foarte, foarte ok. Uh, nu am întârziat niciodată cu banii, sau cel puțin nu în ultimii 6-7 ani. Uh, foarte ok din punctul ăsta de vedere. Dar dacă știți că voi aveți clienți și încasați, sau prin natura industriei încasați, la 30 de zile, 60 de zile, 90 de zile, atunci ar trebui să aplicați pentru acest sistem de TVA la încasare și să nu plătiți TVA-ul în luna în care scrieți factura, plătiți TVA-ul în luna în care încasați bani. Și deja cred că avem mai multe elemente care vă induc ideea și vă fac, vă fac să vă obișnuiți cu ideea că este o discrepanță între momentul când scriu factura și momentul în care încasez bani, atât la profit, cât și la banii din bancă, cât și acum la TVA. Deci sunt două noțiuni distincte. Nu suntem la un PFA unde contează doar încasarea și plata către furnizor, contează și momentul în care scriu factura, vedeți, contează foarte mult și pentru TVA, momentul în care scriu factura, regimul de TVA pentru care aplic. Deci deja cred că începeți să rețineți ideea că este o dată la care scriu factura și asta contează pentru profit, Cât câteodată contează pentru TVA, și este o dată la care încasezi banii și aia contează pentru banii din bancă și poate conta și pentru TVA dacă aleg sistemul acesta. Mai departe, alte impozite pe care le plătesc, alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate. Aici pot să am diverse taxe pe care trebuie să le plătesc la stat. În balanța aceasta nu există, este zero. Deja am terminat cu datorile către -s. Dat și intrăm pe partea de datorii către alți terți. Alți terți, ce înseamnă terți? Terți înseamnă alte persoane. Către alte persoane, în afară de furnizori, care sunt persoane cu care colaborați, să spunem așa, frecvent, mai sunt și alte persoane căra ocazional le puteți datora bani. Și aceștia sunt numiți terți. Și alte persoane, din acești terți, alte persoane puteți face parte chiar și voi, în calitate de acționari asociați. Aici există sume înregistrate în acest cont în momentul în care firma nu are destui bani și voi aduceți bani de acasă și îi puneți în firmă ca firma să-și poată plăti toate cele impozitele, furnizorii și tot ce, tot ce mai are de plată. Comisioane la bancă faceți uh, ceea ce se numește o creditare. Puneți bani din contul vostru personal în contul firmei pentru care bineînțeles să-ți întocmiți un contract de creditare. Și sumele pe care voi le-ați creditat, le-ați pus în firmă sunt reprezentate în acest cont. Aceste sume pot fi scoase din firmă în orice moment, virate din contul firmei în contul vostru în orice moment, fără nicio, eu știu, formalitate prealabilă, nu se plătește niciun impozit, ăștia sunt banii voștri pe care i-ați pus, se presupune că sunt deja impozitați. Ce reprezintă acest cont de contări cu asociații privind capitalul? Ei bine, recent puteți vedea sume înregistrate în acest cont la firma voastră și acestea cel mai probabil reprezintă dividende repartizate, dividende interimare repartizate și neridicate, cam pentru acest lucru se folosește acest cont. Acest cont se folosește la începutul existenței societății, atunci când se depune capitalul social. O să vedeți rulaje, mă, rog, rulajele înseamnă că se plimbă banii și prin aceste conturi, pentru că contabilul este obligat să înregistreze într-un anume fel operațiile, iar recent, de când au apărut bilanțele interimare, înregistrăm uh, sumele pe care le-am repartizat și încă nu le-am ridicat ca și dividende interimare prin acest cont. Deci dacă vedeți sume în acest cont, indiferent că le vedeți pe debit, pe credit, le puteți vedea cu minus, asta reprezintă suma pe care voi o aveți de ridicat ca și interimare și încă nu ați ridicat-o la data balanței. Dividende de plătit, acestea reprezintă dividendele de plătit către voi, se numește de plătit pentru că firma trebuie să vă plătească vouă aceste dividende și aici înregistrăm prin acest cont dividendele repartizate din anii anteriori. De ce se face diferență de ce folosim două conturi, de ce nu folosim unul că tot dividende sunt și astea e interimare și astea, e bine, pentru că e bine în contactate să avem o situație cât mai exactă și să ținem sumele cât mai separat. Și atunci, în cont, contul ăsta îl folosim ca să arătăm că am repartizat profitul anilor anteriori și avem dividendele astea de luat din profitul anilor anteriori și folosim acest cont pentru a vedea că am ridicat dividende interimare, că am repartizat și avem de luat dividende interimare. Mie îmi place să folosesc cât mai multe conturi, sunt un fan al contabilității analitice pentru că ai o imagine exactă. Dacă am pune totul la grămadă, n-ai mai ști, trebuie să te duci pe fișa contului să vezi ce sumă vine de unde. Debitor divers. Aș putea spune că folosim contul ăsta pentru o groază de lucruri. Debitori divers înseamnă alți oameni care ne datorează bani. Debitorul divers e un om care nu-i clientul vostru, dar e un om care vă datorează bani, din alte motive. Și dacă am avea această situație, am avea sume registrate aici. Creanțe reprezentând dividende repartizate în cursul exercițiului. Acestea sunt, iarăși, dividendele interimare. Aici am vedea suma brută repartizată. Cred că până acum v-ați prins că orice operație contabilă o înregistrăm cam în două conturi, în cel puțin două conturi, de aici și spune contabilitate în partidă dublă. Asta înseamnă că se folosesc cel puțin două conturi pentru orice înregistrare contabilă. De exemplu, avem depunere capital social. Păi pentru depunerea capital social se folosesc vă patru sau cinci conturi. Doar ca să înregistrăm această operație. Preferindu-ne strict la contul ăsta, atunci când repartizăm dividende, tot așa, înregistrăm prin vreo 4-5 conturi dividendele astea interi, mare dacă ținem cont și de impozitul pe care îl reținem. Și diferența dintre de contul ăsta unde am spus că înregistrăm dividendele interimare aici, am spus că aveți soldul, suma netă din care s-a reținut impozitul pe care voi puteți să o luați acasă, iar în contul ăsta ar fi aici o sumă brută, adică suma care reprezintă netul plus impozit pe dividende. Și ultimul cont de contări din operațiuni în curs de clarificare, ei bine, ăsta e un cont cu dureri de cap pentru contabili, ăsta e un cont care se folosește pentru toate sumele pentru care voi nu duceți documente. Dacă există o sumă plătită din uh, contul firmei pentru care voi nu ați dus document sau o sumă încasată pentru care nu ați emis factură sau cine știe ce ați făcut pe acolo, contabilul pune suma în contul ăsta. Și dacă aveți sume aici, în contul ăsta, înseamnă că există niște problemuțe cu actele voastre în valoare de suma de aici, în cazul ăsta 3.02.399, și ar trebui contul ăsta să vă îngrijoreze. Adică în contul ăsta, mai pe românește, înregistrăm erorile. Înregistrăm erorile, dar nu ale contabilului, înregistrăm erorile voastre. Pentru că ați plătit ceva și nu ați luat factură sau ceva de genul ăsta, și practic noi am pus sumele respective în contul ăsta într-un fel de așteptare, așa e și spune, în curs de clarificare, până voi mai căutați un bon de benzină, până când vă aduceți aminte să luați ce factură de nu știu unde și tot așa, pentru că noi trebuie să închidem luna, trebuie să depunem declarațiile, iar actele nu au fost predate în timp și atunci sumele alea, pentru care încă nu sunt clarificate lucrurile, sunt în contul ăsta. Ăsta este un cont pe care voi personal ar trebui să-l urmăriți în calitate de antreprenori și să aveți grijă să fie zero tot timpul sau să aveți grijă măcar să nu se mărească să sau să fie rezolvate din ele la un interval. Pentru că contabilele le pune aici și voi dacă nu aduceți actele, aici rămân sumele respective și nu este ok. Deci, dacă ar fi să rezumăm ce poveste ne spune clasa 4 sau capitolul 4 din balanța asta ne spune o poveste despre sumele pe care le datorăm diversilor oameni, cum ar fi furnizori cum ar fi statul sau alte persoane, chiar voi sau dacă aveți alți asociați și în același timp ne spune o poveste și despre sumele pe care le avem de încasa de la clienți, poate de la stat sau poate de la alte persoane Trecem acum la capitolul 5 clasa 5 Capitolul ăsta este despre bani despre cash flow cashflow reprezintă banii care intră și banii care ies, banii care vă rămân după ce ați încasat tot cliența, sau alte sume de încasat și după ce v-ați plătit tot ce aveați de plătit, respectiv furnizor, datorii, deci aici regăsim toate conturile la bănci în lei și în valută, dacă ați avea conturi în valută ar fi aici un alt cont, conturi la bancă în valută, dacă ați avea platforme pe care le folosiți, cum ar fi Revolut, Wise, le-ați regăsi sub denumirea de conturi în valută, pentru că acelea sunt tot niște conturi la bănci în valută. Aici avem casa în lei. Casa în lei sunt acei bani pe care voi îi folosiți în numerar. De exemplu, dacă faceți o plată în numerar cu chitanță, cash, ea s-ar înregistra aici. Dacă vă plătiți salariile, cash, ele se înregistrează aici. Orice plată care nu este făcută prin contul bancar și este făcută cash, o înregistrăm în casă. În această balanță, soldul din casă la finalul lunii este de 2.283. Recomandarea mea vis-a-vis -vis de soldul la casă, recomandarea mea în general este să nu folosiți cash, pentru că operațiunile cu cash sunt văzute ca operațiuni cu risc fiscal. Chiar am avut o confirmare anul ăsta de la doi inspectori, Apropo, poate o să fac un video și despre controlele pe care le-am avut anul ăsta, controle documentare, ceva nou introdus în legislația noastră, adică controle făcute pe mail, pe acte doar. Atât, fără să mă vadă inspectorul, fără să vadă administratorul, controle făcute pe e-mail și o să relatez experiența mea într-un alt video. Deci, am avut confirmare de la acești inspectori că unul din, eu știu, lucrurile cu risc la care se uită ei sunt aceste operații făcute prin. Casă. aceste operații cu numerar și atunci ca să evităm riscul fiscal de orice fel, este bine să evitați cash-ul, este bine să faceți absolut toate plățile prin bancă, nu spun că e și mai comod, nu spun că nu mai stau cu chitanțe, cu... eu știu că există situații în care nu se poate face altfel sau situații în care poate când aveți un sold aici mare la casă, E bine să faceți plăți cash ca să vă scădeți soldul și ca să ajungeți la zi și la un normal cu soldul ăsta de casă. Dar alea alte povești, sunt chestii particulare, chestii care trebuie să le faceți la recomandarea contabilului doar atunci. În mod normal, nu recomand nimănui să lucreze cu cash. Cel mai bine să plătească și evident să încaseze doar prin bancă. Și au o altă recomandare este ca soldul acesta să fie sub 10.000 de lei. Uh, la bilanț este foarte important, este important și în timpul anului, dar la bilanț să nu apară în bilanț un sol mai mare de 10.000 de lei aici, nici măcar 10.000, adică aș merge pe un 9.500, maxim în casă. Eu n-aș merge nici pe atât, recomand chiar clienților, merg mai și în un mai extrem și le-am recomandat anul trecut le-am zis totul sub 10.000, anul ăsta vreau să-i aduc sub 5.000 pe ăia care este sunt cu sold în casă. De ce? Ca să micșorez riscul fiscal. Iar așa asta a fost o confirmare din partea ANAF, nu a fost o confirmare, eu știu, un comunicat de presă sau ceva. S-au văzut în controale faptul că oamenii care la 31 decembrie în bilanț au avut soldul de casă peste 10.000 de lei au fost selectați pentru control. Pentru că se consideră că e o sumă foarte mare de ținut cash. În zilele noastre, în, anii do în anul 2022, asta e realitatea, că ne convine, că nu ne convine, considerăm un abuz, indiferent ce părere personal avem despre faza asta cu banca și cu cash eu vă spun aici, din punct de vedere fiscal și interpretarea NAV și ce puteți să pățiți sau ce să faceți să vă feriți. Nu discut aici dacă e bine sau rău și viziunea politică, socială, alte lucruri. Contul la bancă în lei, am discutat, aceasta este soldul final adunat din toate uh, conturile voastre bancare în lei. Dacă ați avea o balanță analitică, ați avea aici analitice 5121010203 pe fiecare bancă în parte, dacă aveți mai multe conturi bancare. Și la uh, băncile în valută, la fel, ați avea un cont 5124 conturi la bancă în valută și apoi cu analitice 010203 pe fiecare în parte, cont în valută. Dacă aveți euro, un cont separat, USD, un, cont, un analitic separat și tot așa, cu soldul respectiv. Aș face aici o precizare, care iarăși e o întrebare care apare. În, în balanța asta, după cum vedeți, nu există sold în valută, dar totuși vreau să fac precizarea asta. Soldurile în valută, toate... Tot ce lucrați voi în valută, fie că emiteți facturi către clienți în valută, fie că aveți valută în bănci, orice în valută este obligatoriu de reevaluat la finalul fiecărui luni la cursul BNR de la 31 a lunii respective. Deci, voi aici în balanță, cum vedeți, toată balanța asta e în lei, asta n-am precizat, dar da trebuia să precizez, contabilitatea, balanța asta se ține în monedă națională, în lei. Este obligatoriu să se întâmple așa. Așadar, absolut orice avem noi în valută se transformă în lei și aici ar fi fost reprezentat în lei uh, suma respectivă în valută. Și suma fluctuează Asta e problema, că fluctuează. Adică voi aveți în cont o sumă, să zicem 10.000 de euro, care aia nu fluctuează, aia e tot timpul, dar de la lună la lună o să vedeți în balanță altă sumă, în funcție de cât e euro la sfârșitul lunii la care aveți balanța. Și asta e iar o întrebare care apare, că de ce fluctuează suma aia? Pentru că reprezentarea în lei fluctuează, chiar dacă voi aveți aceeași sumă în valută și asta chiar vă afectează profitul și pierderea. Pierderea asta din curs valutar sau aprecierea profitul din diferența de curs valutar. Chiar vă afectează profitul și pierderea și diferența, mă rog, profitul, să spunem așa, din diferența asta de curs valutar chiar se și impozitează. Deci, povestea clasei 5 este povestea banilor pe care îi are firma. Și uite așa, trecem încet încet la capitolul 6 și capitolul 7, care sunt despre venituri și cheltuieli toate conturile de cheltuieli sunt în clasa 6, toate conturile de venituri sunt în clasa 7. Dar nu trebuie să țineți minte asta pentru că scrie în balanță. Cheltuieli, 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 cheltuieli. Dacă vedeți cheltuieli de sus până jos, vă prindeți că astea, ăsta e capitolul de cheltuieli. Iar aici scrie clar ven, venituri, venituri, venituri. Pentru a ști să citim uh, capitolul 6 și 7, conturile de venituri și cheltuieli, trebuie să învățăm ceva nou despre balanță. Până acum v-am spus că tot ce contează sunt aceste coloane de aici, unde vedeți uh, sume pe dreapta sau pe stânga, le citiți și aia e suma care uh, vă interesează pentru contul respectiv. E, bine, la venituri și cheltuieli sumele se citesc un pic altfel. După cum vedeți, venituri și cheltuiele toate au zero de sus până jos. Nu o să intrăm în amănunte de ce se întâmplă asta, pentru că nu vă interesează să învățați contabilitate. Dar ceea ce trebuie să știți e ca să citiți conturile de venituri și cheltuieli, trebuie să vă mutați un pic mai la stânga. Deci pentru că aici sunt sumele cu zero de sus până jos, vă mutați pe coloana asta. Un pic mai la stânga, unde aveți aceste Sume, după cum vedeți și pe stânga și pe dreapta, aveți aceeași sumă Deci practic citiți suma de oriunde vreți Nu citiți dublat, nu o scădeți, nu o adunați una cu alta Citiți o sumă din astea Ori vă concentrați pe coloana asta, ori vă... din dreapta, ori pe coloana asta din stânga Care vă place vă, o luați una și rămâneți cu ea Citiți sumele de acolo Cum am spus, clasa 6a este despre cheltuieli La fel mi se pare destul de uh, intuitiv de citit avem cheltuieli privind combustibilul, scrie în denumirea contului, ca să spun așa, ce cheltuială e înregistrată aici. Combustibilul, adică benzina sau mă, motorina, ce folosiți. Cheltuieli cu combustibilul, 8.978,45. Vă amintiți că v-am spus la profit, că profitul se calculează cumulat. La fel se calculează și cheltuielile, cumulat. Aici iarăși o să introduc o altă noțiune, pentru că deja ne-am obișnuit cu balanța și simt că puteți să înțelegeți un pic mai mult. Contraziceți-mi în, comentarii dacă nu. Sau dacă da, poate e prea simplu ce explic aici și pot să fac și o versiune mult mai avansată a citirii balanței, mult, mult, mult mai avansată decât asta. Putem să aflăm o groază de chestii din balanța asta. Deci spuneam că cheltuiel cu combustibilul pe total perioada de la începutul anului până la data balanței, întâmplător balanța asta e la decembrie, deci pe tot anul, am avut cheltuieli cu combustibilul de 8.978. Deci nu în luna decembrie, ci cumulat de la începutul anului, inclusiv luna decembrie. Și noutatea pe care vreau să o introduc aici este ce reprezintă coloana asta de aici, din mijloc. Nu numim așa mijloc? E cam din mijloc când vă uitați la toată chestia asta. E cam în mijloc. Coloana asta este coloana de rulaje. Rulaj înseamnă sumele rulate în luna balanței. Deci dacă vreți să aflați ce cheltuială ați avut în luna la care vă uitați la balanță, vă uitați pe coloana de rulaje. Asta ne spune nouă că noi am avut o cheltuială cumulată de la începutul anului de 8.978,45 lei cu combustibilul, dar în luna la care ne uităm, respectiv luna decembrie, parcă e, da, decembrie, avem o cheltuială de 720,15 cu benzina. Iarăși, de la rulaje, și pe dreapta și pe stânga avem aceeași sumă, ne luăm ce care coloane ne place mai mult dreapta sau stânga și ne focusăm pe aia, nu le adunăm, nu le scădem, nu le împărțim. Mai departe, cheltuieli cu piesele de schimb, iarăși foarte intuitiv, piesele de schimb de la mașină. Aici putem avea și piese de schimb la anumite utilaje, dacă așa e obiectul vostru de activitate, dar nu cred. Vedem că în luna respectivă n-a fost nicio cheltuială de asemenea fel, dar în anul respectiv, cumulat de la începutul anului până la data balanței, am avut o cheltuială de 124,69 cu respectivele piesele de schimb materiale consumabile, ce putem avea, iarăși eu țin contabilitatea pe analitice, la materiale consumabile avem de tot felul de consumabile, poate să fie consumabile de birou, hârtie, toner, capse, asta vă spun din, de la noi, de la contabilitate, dar voi puteți avea altceva, dar cu materiale consumabile sunt și materiale de curățenie consumabile, pe care le puteți băga ca și cheltuieli pe firmă, pentru că le folosiți la sediu firmei. Eu știu, vă trebuie șervețele, poate vă trebuie detergent de spălat geamurile, o mătură, pronto, eu știu, de șters praful. Nu aș merge până acolo încât să pun detergent de rufe sau alte lucruri care nu au legătură cu efectiv activitatea firmei. Deci pot să pun un pronto pe firmă, dar nu aș pune detergent de rufe în accepțiunea mea. Acum, na, oamenii își pun pe firmă diverse chestii. Deci cam asta ar intra la materiale consumabile, acele materiale de tot felul care se consumă și vedem că în lună am avut 247,88 cheltuială și per total de la începutul anului până la data balanței 1404,68. O altă precizare pe care vreau să o fac aici, asta fiind o balanță a unei firme care este plătitoare de TVA, este că pe cheltuială se introduc sumele în contabilitate, se ține evidența, doar a bazei facturii. De exemplu, să spunem că luați hârtie de 100 de lei, 100 de lei inclusiv TVA, da? total plată către furnizorul de hârtie e 100 de lei. E, voi aici pe cheltuial o să aveți doar suma fără TVA, deci o să aveți, nu știu, 80 și ceva de lei, nu știu cât vine exact, că eu cu matematica asta un pic am prost, 80 și cât vine baza din 100 de lei este cheltuiala pe care o să o vedeți aici pe materiale consumabile, iar diferența de TVA pe care o aveți evidențiată pe factură s-a dus pe conturile de TVA, pe TVA de deductibil, pentru că hârtia este o cheltuială deductibilă, deși TVA-ul este deductibil, TVA urmează regimul cheltuielii. Mai departe, obiecte de inventar. Aici avem cheltuiala cu obiecte de inventar. Știți că la clasa 3 aici, unde am zis că avem stocuri și bunuri care sunt sub plafonul de 2.500 de lei, le punem pe obiecte de inventar, bunurile fizice, palpabile, pe care putem pune mâna. De exemplu, n-am pune pe obiect de inventar uh, un top de hârtie, pentru că el se consumă, dar am pune pe obiect de inventar, de exemplu, un suport de pixuri, pentru că acela are o durată de folosință mai mare, nu se consumă efectiv. Ăla putem să-l avem și 5 ani de zile și l-am evidențiat aici, sau un set de căști, sau eu știu, un suport de laptop sau un laptop mai ieftin de 2500 de lei. Îl punem aici pe obiect de inventar, dar față de mijloacele fixe astea care se amortizează pe perioade de hă, -hă când e statul, aceste obiecte de inventar intră direct pe cheltuială, adică se scad din profit în luna respectivă și avem corespondentul în contul de cheltuială, acest cont cheltuieli cu obiecte de inventar și vedem că în luna respectivă nu am avut nicio cheltuială, dar pe total am avut 2537,73 cheltuiala cu obiectul de inventar. Și dacă ne ducem și comparăm sumele, 2537,73, avem și aici 2537,73. Nu că ar trebui să rețineți voi chestia asta, dar ca idee, ca să vedeți că contabilitatea este dublă, se registrează în două conturi și cumva sumele se corelează în balanță. Mai departe, cheltuieli cu redevențe, locații și destinuri și chiriile. Aici înregistrăm cheltuielile cu chiriile, dacă aveți chirii pentru sediu, pentru punct de lucru. Și vedem că a fost o cheltuială de 13.733 în luna respectivă, nimic. Prime de asigurare, aici dacă aveți mijloace fixe care trebuie asigurate, cum ar fi în cazul acestei firme care are un leasing și care este obligată să facă asigurare la mașină, înregistrăm cheltuiala aici, poate aveți și prime de asigurare cu sediu sau alte utilaje sau alte lucruri pe care le vreți voi să le asigurați, care au legătură cu activitatea firmei, atunci am înregistrat cheltuielile aici. Cheltuieli de 9133,60 cumulat de la începutul anului, în luna respectivă 692,03. Am ajuns la protocol reclamă și publicitate. După cum vedeți, contul ăsta e folosit pentru trei lucruri total distincte, diferite, și de aceea la 623 ca contul ăsta, în general o să vedeți multe analitice, pentru că protocolul poate fi deductibil, nedeductibil, reclama este în totalitate deductibilă, publicitatea la fel, deci este cumva obligatoriu să ținem analitice la contul ăsta ca să nu încurcăm lucrurile. Deci în contul ăsta aici, cheltea asta de 1530,20, din balanța asta sintetică, n-am putea spune ce e, e protocol, reclame reclamă, e publicitate, e deductibilă, cum e, ne trebuie mai multe informații. Da, ca idee, 283,85, probabil suma asta mică e de protocol, în total 1530,20 de la începutul anului. Cheltuieli poștale și taxe de telecomunicații. Aici înregistrăm cheltuielile cu curierii, fan curier sau ce folosiți, și cu telecomunicațiile, adică abonamentele cu telefoanele. Vodafone, Orange, Digi, tot aici înregistrăm și dacă vă puneți abonamentul de telefon sau internet, cel de acasă, și vi-l deduceți pe firmă pentru că aveți sediu acasă și este și sediu declarat al societății, tot acolo, puteți deduce aceste cheltuieli și le-am registrat în acest cont cheltuieli cu servicii bancare și asimilate. Aici înregistrăm comisioanele bancare, adică în fiecare lună ce comisioane plătiți voi la bancă pentru toate operațiile voastre plus abonamentul, suma lunară pe care o plătiți, în acest caz a fost 68 de lei și în total de la începutul anului până în prezent 989,02. V-aș sfătui ca măcar pasta să o țineți minte și să vă uitați la ea pentru că vă spune ce comisioane plătiți voi la bancă și poate dacă plătiți prea mult. A, și mai e ceva de precizat aici, dacă cumva folosiți platforme cum ar fi Wise, Revolut, PayPal, Comisioanele respective s-au înregistrat tot aici. Bine, aici e la latitudinea Un Unii contabili le-au înregistrat în contul asta cu uh, alte cheltuieli cu serviciile executate de terți. Unii consideră că s-a înregistrat aici. Eu personal ne înregistrez la 627 alte cheltuieli cu serviciile bancare. Părerea mea este că e mai corect aici la comisioane, pentru că ele astea sunt niște comisioane și platformele astea între timp au fost declarate bănci și au luat licențe de bănci, deci nu mai este niciun fel de confuzie cel puțin la Revolu, cel puțin la Wise, că ele n-ar fi bănci. Ele sunt bănci și sunt comisioane bancare. Deci de aia eu le registrez aici. Și dacă cumva vreți să vă gândiți, poate folosesc PayPal și poate ar trebui să trec pe Wise, că e mai ieftin sau ceva de genul ăsta, vă puteți face o imagine din conturile acestea. Contul ăsta de cheltuieli cu serviciile executate de text, cum am spus, reprezintă uh, toate serviciile pe care le luați voi de la alți prestatori. Aici punem cheltuiala contabilitatea, care uh, este un prestator pentru voi, vă prestează un serviciu. Dacă aveți alți subcontractori, subcontractați munca voastră, altor freelanceri sau, eu știu, altor oameni, am înregistrat aici cheltuiala. Toate serviciile care vă sunt prestate vouă, în calitate de furnizori sunt oamenii aia pentru voi, le-am înregistrat în acest cont. Cheltuieli cu alte impozite, taxe și vărsăminte asimilate, aici, cu așa cum se spune și numele, ne uităm la niște impozite pe care le datorați la stat. De obicei, aici se înregistrează impozitul pe mașină sau dacă aveți vamă, aici înregistrați taxele, impozite și taxele pe care le datorați la vamă. În general, sunt alte taxe și impozite pe care le datorați la ANAF. Și am ajuns la cheltuiala cu salariile. Aici, în contul ăsta, înregistrați cheltuiala brută cu salariile, salariul brut, cât datorați voi înainte să rețineți taxele. Deci toată suma merge pe cheltuială, tot salariul brut merge pe cheltuială, inclusiv taxele. Când vă uitați în statul de plată pe care vi-l trimite contabilul, aveți salariul brut și salariul net. Salariul brut e în stânga, prima coloană, salariul net e în dreapta, ultima coloană. Salariul net reprezintă cât luați voi în mână, sau câte trebuie să vă virați voi ca și salariu, sau câte trebuie să vă virați salariaților voștri ca și salariu, salariul brut reprezintă acel salariu net plus toate impozitele evidențiate în statul de plată. Și suma brută, totalul ăla din statul de plată, este pus aici, pe această coloană din luna respectivă, iar aici, 28.200, asta reprezintă total salarii de la începutul anului, până la data balanței. Mai departe, cheltuiel cu contribuția asiguratorie de muncă, v-am spus eu că există și o contribuție pe care firma o plătește, care nu se scade din salariul brut al uh, salariatului, ci se plătește de către firmă. Și asta este această contribuție asiguratorie, uh, care lunar, în cazul ăsta, e 53 de lei, și total cumulat de la început anului 636 de lei. Atât era atunci, la data acestei balanțe, pentru un salariu minim. Acum balanța asta nu este la zi, nu este din 2022, deci nu, voi probabil aici aveți un 60 și ceva de lei la un salariu brut. Despăgubirea mea și penalități, aici am înregistrat toate amenziile, amenziile pe care le puteți lua, eu știu amenziile în legătură cu lucrurile pe care nu le-ați depus la timp, dacă vă da anaf sau ITM-ul vreo amendă, aici avem penalitățile pentru impozitele neachitate la timp și diverse, eu știu, des o despăgubire dacă încasați pe firmă, astea sunt cazuri mai rare, în general aici sunt penalitățile de la impozitele neachitate la timp, cam, cam asta se înregistrează aici. Diferențele de curs valutar. Știți că vă spuneam mai devreme, când eram la bancă, vă spuneam despre diferențele nefavorabile sau favorabile de curs valutar. Diferențele nefavorabile înseamnă că voi ați înregistrat o pierdere. Deci, suma voastră în valută din bancă reprezinte mai puțin decât reprezenta la data la care ați încasat banii. Și, bineînțeles, avem și venituri din dif diferențe favorabile, ceea ce pentru voi ar reprezenta un venit. Vedeți, e pus aici la capitolul de venituri. Deci, față de momentul când ați încasat efectiv banii, sumele astea în valută reprezintă mai mult. Diferența dintre total venituri, cum ar fi aici, 867-72, și cheltuiala, în cazul ăsta, 3831, în cazul ăsta avem o pierdere, că avem mai multă cheltuială decât venituri din diferență de curs valutar. Și avem o pierdere de vreo 2000 de lei, iar și eu cu matematica nu stau foarte bine, nu pot să fac în cap, dar cam atâta vine, da? 1900 și ceva, 2000 de lei. Avem o pierdere din diferență de curs valutar, dar dacă am avea un profit, diferența dintre aceste două conturi s-ar impozita. Dacă sunteți micro, se impozitează cu impozit pe micro. 3 sau 1% cât ați plătit până acum. Oricum, de la anul vom avea doar 1% mică. Dacă sunteți la impozit pe profit, cu cota de impozit pe profit. Cheltuieli cu dobânzile, aici am înregistrat dacă avem credite la bănci, aici am înregistrat dobânzile la banca respectivă. În cazul ăsta ne amintim de la clasa 1 că avem un leasing și plătim dobândă la leasing și asta înregistrăm aici, în 9670. Iarăși, asta vă poate ajuta să vă faceți o idee de cât plătiți, că așa știți când plătiți ratele lunar, poate nu aveți o imagine exactă la cât plătiți principal și cât plătiți dobândă. În niciun caz pe an, poate aveți o imagine despre cât plătiți pe lună, dar când se adună sumele și vedeți, oh my god, 9.670 de lei mai dobândă, la leasing, poate puneți lucrurile într-un context. Și cheltuiala cu cheltuiel de exploatare, cu amortizarea imobilizărilor, dacă e să citim mai pe scurt, așa mai cuvintele care ni se par nouă mai simple, cheltuiel cu amortizarea, așa și vorbim noi în limbaj curent, nu spune nimeni cheltuiel de exploatare cu amortizarea, la la la. Cheltuiala comortizare, așa vorbim și noi contabili, uh, vedem aici 6192, asta e cheltuiala lunară, deci tot ce am cumpărat aici în clasa 2, 243 cu 47 ăștia, 291, astea sunt mijloacele fixe, care sunt pe dura cu o folosință mai mare de un an și cu valoare mai mare de 2500 de lei. Am zis că împărțim suma asta la valoarea din catalog, în catalogul mijloacelor fixe, ni se spune... Ce ai, pentru fiecare lucru cumpărat acolo trebuie să împărți la 2 ani, la 5 ani, la 3 ani, la 10 ani, împărțim și după aceea mai împărțim o dată la 12 pentru că un an are 12 luni și aflăm valoarea la fiecare obiect din ăsta cât trebuie noi să punem pe cheltuială lunar și toate sumele alea adunate, evidența acest, acestui calcul o ținem cu fișa mijloacelor fixe. Deci dacă vrei să vedeți calculul ăsta lunar făcut pe fiecare obiect pe care îl dețineți, puteți să cereți la contabil fișa mijloacelor fixe și vedeți acolo amortizarea calculată pe fiecare bun în parte. Balanța fiind mai un document de sinteză, vedeți doar totalul. Și totalul este în fiecare lună, din tot calculul ăsta, este 6192,54. Deci atât punem noi pe cheltuială. Nu trântim direct cât era aici. 291.000. de mii 555 pe cheltuială, ci scădem din profitul anului curent, 6192 pe lună, în total 71444. Deci afectăm profitul anului uh, în curent, doar cu 71.000 versus 290.000. Și ultimul cont de cheltuială. Cheltuiel cu impozitul pe venit și cu alte impozite. De fapt, contul ăsta se folosește doar pentru impozitul pe venit, nu, al, nu și alte impozite. Aici avem impozitul pe venit, 8122. Suma asta de aici o regăsiți și la contul ăla din clasa cu datoriile, adică aici la clasa 4, impozit pe venit, 8122. Vedeți? ce deci atâta are de plată în trimestru ăsta, în luna asta atât s-a înregistrat, că impozitul pe venit și impozitul pe profit se calculează trimestrial, dar întâmplător avem o balanță la trimestru, când se încheie trimestru, respectiv trimestru 4, la decembrie, și aceasta este cheltuiala cu impozitul pe venit, 8.122. De la începutul anului, pe toate cele patru trimestre, firma asta a plătit 20.075 impozit pe venit. Dacă aveți firmă la profit, aici este impozitul pe profit. Și ultimul capitol din povestea noastră, veniturile. Aici e foarte simplu, în general capitolul ăsta e foarte scurt. Aveți venituri din prestări servicii, dacă aveți alt gen de activitate, aici puteți să aveți venituri din mărfuri vândute, din producție, din diverse, din activitatea voastră, dar în general eu țin contabilitatea doar pentru servicii și aici avem venituri din pre servicii prestate, ce trebuie să rețineți voi? Aici aveți totalul facturilor emise. 2.048.367, ăsta ar trebui să fie totalul facturilor emise. Deci dacă emiteți facturile într-un program de facturare, vă puteți duce în programul vostru de facturare, dați un total pe tot anul, aveți grijă de transformații în lei, majoritatea programul de facturare transformă și în lei, dar vă zic că e important lucrul ăsta, să aveți grijă să transformați uh, facturile respective la același curs la care l-a pus contabilul în contabilitate. În general, dacă pe facturile lei este un curs, contabilul a folosit cursul pe care l-a spus voi pe factură, totalul vostru din, facturii, din programul de facturare ar trebui să fie egal cu, cu totalul de aici, din acest uh, cont. Iarăși, în luna curentă, Ăsta este totalul facturat către clienți. Aici se înregistrează toate diferențele de curs valutar, la toate conturile din balanță, am zis, casa, băncile, dacă le aveți în valută, chiar și clienții și furnizorii pe care îi aveți în valută trebuie reevaluați și s-a înregistrat în conturile astea separat. Și venitul din dobânzi, dacă aveți dobânzi la bănci, dacă aveți bani în bancă și banca vă dă dobândă, aici se înregistrează, cam asta e balanța. Deci ce imagine ne facem despre firma asta? Că stă foarte bine, are un profit mare, că are niște datorii, un leasing, pe termen lung, datoriile astea în general ne, ne impresionează, să zic așa, sau ne interesează, dar nu e nicio problemă pentru că ar putea atât din profit să acopere de multe ori datoria, cât și mai important de atât ar putea să o acopere din cash flow direct. Deci are bani în bancă să-și permită mașina asta de vreo trei ori, dar a ales să folosească banii de la leasing, pentru că așa e deștept să faci, cel puțin în accepțiunea mea. Că avem niște investiții pe firma asta, respectiv această mașină și niște mobilier, niște paratură birotică, ceva de genul ăsta, că avem bani de încasat de la clienți, o groază, dar trebuie să vedem comparăm suma asta de aici, eu cel puțin așa fac când mă uit, ok, avem 551 de mii de la clienți, dar banii ăștia, 551, sunt cuva sume încasate de mai mult timp, avem probleme cu încasările pe firma asta sau cumva sunt bani facturați în lună. Aici intrăm un pic mai în detaliu, pentru că am zis că la final o să fac asta. Am zis deja că coloana asta de rulaj reprezintă activitatea lunară. Și ce vedem noi aici? că s-au facturat 23.800 de lei, dar s-au încasat 543.692. Ideea pe care ne o facem despre firma asta este că banii se încasează dar un pic mai greu, dacă ea facturează 23.800 pe lună și încasează bulk 543, e clar că încasează niște facturi toate odată la un termen mai mare de plată, dar se încasează. Am putea spune Că din 3.061.392, cât a facturat, a încasat 2.509 și mai are de încasat 551. Deci, față de cât a facturat versus cât a încasat, 551 nu ar trebui să fie un motiv de îngrijorare, probabil o să încaseze la un moment dat, nu încasează chiar uh, lună pe lună, dar încasează și asta e bine. În contextul acestei firme la sumele pe care le rulează, 551 este ok să rămână ca sold neîncasat. Pentru că nu e totul să ai clienți care să te plătească mult, trebuie să ai clienți care să te și plătească la timp. Eu cel puțin tot timpul spun asta, că da, bineînțeles, lucrez pentru oameni care plătesc mult, dar trebuie să mă și plătești, că degeaba mă plătești mult o dată la șase luni, eu nu mănânc o dată la șase luni sau nu am de plătit salariu o dată la șase luni. Ce ne mai dăm seama de aici? Că își plătește impozitele la timp, de ce? Pentru că soldul de aici pe care l-am de plătit la impozite, 588 cu 235, întâmplător este și rulajul din lună. Deci dacă rulajul e egal cu cât am eu de plată în luna respectivă, înseamnă că nu am datorii din urmă. La fel și la impozit pe venit 8122, am 8122 rulaj din urmă nu am nimic de plată, deci nu nu aici dacă am fi avut datorii din urmă, aici am fi avut 8122 pe rulaj din lună, dar aici am fi avut 10.000, 20.000, 30.000 sume care vin din urmă. Deci ceea ce impresia pe care mi-o fac despre firma asta e că își plătești datorile la timp, la fel și cu TVA-ul de plată. Vedeți 82.000 din lună, din urmă ce a avut de plată plătește. TVA-ul neexigibil îmi spune mie că asta e o firmă cu TVA la încasare, pentru că TVA-ul ăsta îl are de plată sau de recuperat, în cazul ăsta îl are de plată, dar încă aceste sume nu au ajuns la scadență, când o să încaseze banii de la clienți, sumele astea o să vină pe TVA de plată și o să-l plătească, exact cum au venit sumele astea care au ajuns la scadență. Ce ne mai spune balanța despre firma asta? Ne mai spune că are foarte mulți bani în bancă, ceea ce e bine pentru firmă, nu e bine că îi ține lei, dar mă rog, v-am spus, asta e o balanță de dinainte de tot ce trăim în momentul ăsta. Că are niște rulaje prin casă, deci lucrează un pic cu cash-ul, dar față de sumele pe care le, le regulează, 2000 de lei nu reprezintă absolut niciun risc, stă sub 10.000 de lei, e foarte ok. Și oricum văd că pe rulaje nu prea am nimic și înseamnă că lucrează sporadic. Față la venituri și cheltuieli, ce îmi spun despre această firmă? Îmi spune cam ce tip de cheltuieli face. Eu, în general, când preiau o firmă, mă uit cam cât bagă pe protocol, cam cât are pe aici prin cheltuieli cu, cu terții, iar firma asta, dacă, mă rog, nu a ști cu ce se ocupă, m-a îngrijorat suma asta, pentru că trebuie să ai grijă tot timpul când deduci o asemenea sumă cu cheltuiele cu terții, adică cu prestatorii de servicii, trebuie să ai contracte bine puse la punct, trebuie să justifici cum cheltuielile astea au legătură cu activitatea firmei, trebuie să ai multe documente puse la punct, dar eu știu în ce face firma asta, e ok. La cheltuieli cu protocol reclamă și publicitate, dacă aici ar fi o sumă mare, este foarte mică față de rulajele acestei firme, Uh, m-a îngrijorat dacă protocolul ăla e deductibil și de ce va protocol și nu cumva să-mi reîncadreze ANAF ca cheltuială personală mă uit că are cheltuiel cu mașina, deci îmi spune o, cheltuielile astea îmi spun mie o poveste despre firma asta și așa ar trebui să vă spună vă o poveste despre firma voastră contul ăsta îmi spune dacă e firma plătoare de impozit pe venit sau profit, pentru că se folosește un cont special ăsta 698 uh, pentru impozit pe venit și 691 ar fi pentru impozit pe profit și mai îmi spune mie ceva despre rata profitabilității, pentru că mă uit cât facturează și cât ai cheltuieli și profitul este sănătos, adică nu există niciun risc să fie un adaos foarte mic, dacă lucrează cu subcontractori, să pună un adaos foarte mic când refacturează către clientul final, e un profit foarte sănătos aici, deci all in all, mie mi se pare asta o firmă foarte ok, foarte ok și cam asta este povestea pe care o poți afla dintr-o balanță, la final am zis că vă spun rapid ce reprezintă și sumele astea de aici, dacă vreți să știți, deși v-am spus, mai departe de rulaje din perioadă care reprezintă ce faceți voi în luna respectivă, activitatea din luna respectivă, și soldurile finale care vă spun voi, informația care de fapt contează, sume precedente și sume totale. Astea sunt mai mult niște coloane care să ne ajute pe noi matematic și să punem niște lucruri contabile într-un context. De asta nu aș vrea să insist pe ele. Sume precedente, aici puteți să mai vedeți și sume inițiale an. Mie nu-mi place să lucrez cu balanțe, cu sume inițiale an. Sume inițiale an reprezintă exact asta, sumele preluate din anul anterior. Sume precedente, cum este balanța asta, reprezintă sumele din luna anterioară. Deci, astea ar fi aici, sumele cumulate pe toată activitatea la unele conturi și la unele conturi de la începutul anului până la data balanței din luna precedentă, la care adunăm rulajele din perioadă, ne dau sumele totale și diferența dintre sumele totale pe debit și pe credit ne dau nouă soldurile finale. Ei ziceți că ați înțeles ceva, poate dacă sunteți matematic frix, ați înțeles. Altfel vă spun că sincer nu prea contează decât când vreți să puneți în context anumite sume, dacă vreți să analizați o balanță în foarte amănunt, dacă vreți și partea a doua cu balanța în foarte amănunt explicate, niște chestii, atunci acolo ar avea sens. Pentru că din sume totale, rulaje, sume precedente, ne dăm seama de niște chestii, într-adevăr, la activitatea firmei. Dar pentru voi, începătorii, eu cred că este suficient. Dacă știți să citiți o balanță la nivelul la care l-am explicat astăzi, eu zic că este arhi mega suficient. Ceea ce ar fi frumos de făcut acum, ar fi să luați propria vastă balanță, să dați replay la video și să luați fiecare cont și să pe explicațiile din acest video să vedeți voi ce aveți acolo. Și să puneți explicațiile pe care eu le dau la conturile astea, să vedeți ce sume aveți voi acolo. Și să vedeți dacă înțelegeți. Eu zic că, că asta ar fi de făcut. Și dacă aveți întrebări, lăsați-le în comentarii. Până data viitoare, eu vă urez o tranziție ușoară, că plăcută nu o să fie pentru 2023 și sper să ne revedem în video următor. Pa!